cu zâmbete, baloane, jocuri și personaje din povești. Așa au sărbătorit astăzi prichindeii de la Biserica Icoanei din Capitală, în avans, Ziua Internațională a Copilului. Astăzi este ziua celor mici. Avem o comunitate mare de copii la biserica noastră și încercăm, pe de o parte, să-i creștem aproape de biserică, aproape de Dumnezeu. Consider că cea mai mare zestre pe care putem să o dăm copilul nostru este aceasta, să-l aibă pe Dumnezeu. În același timp, noi învățăm foarte mult de la copii. Copiii au gingășia, nevinovăția lor, prietenia, uitați-vă cu cât entuziasm se bucură ei. Parcă noi am uitat să ne mai bucurăm. Sigur că avem și sufletul mai încărcat cu multe probleme, multe necazuri, dar a rămas în noi, în fiecare dintre noi, o mică parte din copilul din noi. Trebuie să căutăm acest copil de din noi și să-l facem să trăiască, să fie viu, să-l activăm, ca să avem această bucurie a copiilor, să ne bucurăm unii de alții, să ne iubim, să comunicăm unii cu alții așa cum comunică copiii. Acțiunile dedicate celor mici au fost conduse de un grup de voluntari apropiați ai parohiei. Am ajutat să organizăm o mică petrecere cu ocazia Zilei Copilului de 1 iunie. Am răspuns prompt la inițiativa părintelui Popescu și ne străduim să fie cât mai bine. Au primit surprize, dulciuri, am organizat tot felul de jocuri educative și distractive pentru ei totodată. Am făcut o mică încălzire, ne-am jucat cât e ora lupule, ne-am jucat cu sfoara, ne-am jucat șarpele. Acum văd că se desfășoară alte jocuri, colegele mele, Elsa și Ana, sunt pe aici prin spate și fac alte joculețe cu ei, nu știu, dar după cum puteți vedea, stau foarte cuminți și așteaptă tortul. După ce s-au jucat, copiii și-au tras sufletul și și-au recăpătat energia cu un pahar de suc și o ferie de tort. Bucuria unei astfel de zile nu a fost numai a celor mici, ci și a părinților. După cum vedeți, este multă, multă veselie aici. Le place copiilor, le place părinților, pentru că îmbină și participare la slujbă, dar și jocul. Sunt mamă, am două fetițe, îmi place foarte mult că participăm la Sfânta Biserică, încercăm să le integrăm în viața bisericii, își fac prieteni, participăm cu bucurie. La final, copiilor le-au fost înmânate cruciulițe și cărți de rugăciuni. De asemenea, ei au primit cuvinte de binecuvântare din partea preotului paroh, care i-a învățat să-și asculte părinții și să vină cât pot de des la biserică.